Am să vă rog pentru început să ne explicați ce sunt bătăturile plantare și ce cauze duc la apariția acestora. Vă voi spune pe scurt, bătătura plantară de fapt este un sistem de apărare al organismului. O putem asimila, o putem compara cu bătătura de la nivelul palmei, de la nivelul mâinii, în cazul unui muncitor manual, pentru care bătătura este vitală, pentru că altfel s-ar produce rană. În cazul piciorului, situația este identică. Bătătura apare ca semn al unui conflict, al unui conflict între picior și încălțăminte. Prin urmare, cauzele sunt de natură mecanică, și anume, fie că este vorba despre o obezitate, o supraponderabilitate, fie că este vorba despre o încălțăminte necorespunzătoare, având un toc prea înalt sau prea jos, fie că este vorba despre o suprautilizare a piciorului, și anume, sunt afectați cei care stau mult în picioare, merg mult pe jos. Prin urmare, tot ce înseamnă atlet, profesor, stomatolog, chelner, cititor de comptoare, sunt meserii, statusuri ocupaționale care predispun la suprautilizarea piciorului, prin urmare, la apariția unei bătături de protecție. De ce pantofii cu toc sau cei înalți duc la apariția acestor bătături? Doamnele s-ar putea să fie contrariate de... Eu personal nu am nimic împotriva niciunui fel de încălțăminte. Prin urmare, spun pacientelor, orice fel de încălțăminte este acceptabilă, câtă vreme nu produce durere și bătătură. De ce? Pentru că bătătura reprezintă semnul unui hipersprijin. În momentul în care tocul este prea înalt, se produce deplasarea greutății a sprijinului de la nivelul călcâiului la nivelul antepiciorului și se produce bătătură. Când avem un toc de asemenea prea redus, iarăși este supra-solicitat antepiciorul pentru că călcâiul în timpul mersului rămâne în aer și avem aceeași bătătură la nivelul antepiciorului. Ați menționat în răspunsurile oferite cititorilor faptul că e important ca oamenii să schimbe concepția despre încălțăminte. La ce tipuri de schimbări vă referiți? În momentul în care o pacientă are dureri și bătături, din cauza unui pantof cu toc prea înalt, firește trebuie să reducă tocul. Din potrivă, când are un toc zero, eu deconsiliez orice pacientă să poarte pantofi de tip balerin de toc 0 cm, tocmai datorită bătăturilor care se provoacă prin lipsa tocului. Și paradoxal, foarte multe din pacientele mele pe care le consult pleacă cu sfatul de a-și înălța tocul. Este paradoxal, dar perfect explicabil cunoscând fiziologia piciorului și fiziologia mersului. Există o limită acestei înălțimi a tocului sau... Nu. Eu sunt de principiu, v-am spus, o pacientă poate purta și 10 cm de toc atâta timp cât mersul este confortabil, lipsit de dureri și de prezența bătăturilor. În momentul în care apar aceste probleme, firește că trebuie să-și pună întrebarea, poate sau nu să continue cu acest stil de încălțăminte. Este o soluție îndepărtarea acestor bătături prin diferite unguente sau soluții chimice sau chiar și prin intervenția chirurgicală? Nu numai că nu este preferabilă, ci este de-a dreptul o dramă să înlături bătătura, pentru că înlături ultimul sistem prin care organismul se apără. Am nenumărate paciente care au recurs la asemenea procedee, fie de natură cosmetică, fie de natură chiar chirurgicală, din partea unor colegi medici care nu au această cunoștință a originii bătăturii, iar îndepărtarea bătăturii produce o plagă, o rană deosebit de greu de gestionat, pentru că obligă pacientul să nu mai meargă niște săptămâni bune, până când se reface pielea acolo unde a fost înlăturată prin metode cosmetice, chirurgicale sau dermatologice. Prin urmare, sfătuiesc orice pacientă să înceteze orice manevră de această natură. E adevărat, uneori, o manevră minimală de tip cosmetic, de înlăturare, să spunem, minimală a bătăturii, poate să ușureze puțin situația, dar nu înlăturarea profundă de tip dermatologic, chirurgical sau la grijă de tip pedicuri. Cum se tratează până la urmă aceste bătături? Păi, bătăturile în sine nu se tratează, trebuie să tratăm originea lor, factorul cauzator, și anume schimbând încălțămintea, de asemenea schimbând statusul ocupațional și sportiv, pentru că e vorba, așa cum spuneam, despre o suprautilizare a piciorului. Prin urmare, trebuie să reducem utilizarea, fie că este vorba despre sporturi foarte solicitante, cum este joggingul, fotbalul, chiar uneori muntele, provoacă asemenea probleme. Am avut aceste întrebări din partea unor pacienți care îmi puneau întrebări, de ce numai când merg la munte, pentru că este vorba despre o suprautilizare a piciorului în condiții neobișnuite unui pacient, unui personaj normal. Sunt persoane care spun că
Prin a alege să poarte aceeași încălțăminte care l-a provocat bătături, piciorul se obișnuiește cu acest tip de încălțăminte și nu le mai apar alte bătături. Sigur, aici avem o mare variabilitate de situații. În general, este foarte, foarte simplu și prima măsură logică în cazul unei asemenea probleme este să ne adaptăm încălțămintea. Ce înseamnă acest lucru? Poate să însemne o încălțăminte ultralargă, poate să însemne schimbarea fundamentală a modalității prin care ne încălțăm, sau poate să însemne menținerea acestei modalități până reducerea utilizării piciorului, adică a perioadei de stat în picioare și de mers pe jos. Nu avem nimic cuantificabil, o relație directă între... O pacientă poate să se simtă bine pe un toc de 7 cm, o altă pacientă se simte deja rău pe un toc de 5, alte paciente nu suportă mai mult de, sau mai puțin de 3-4 cm de toc. Nu avem nimic cuantificabil între mărimea tocului, înălțimea pacientei, greutatea ei. Știu că dumneavoastră vă luptați foarte mult în sensul schimbării mentalității pacienților. Ce mituri întâlniți cel mai des în... printre pacienți? Bun, pot spune că eu sunt doctor de femei. De ce? Pentru că femeile sunt confruntate cel mai adesea cu probleme la nivelul antepiciorului, cum sunt monturile, bătăturile, metatarsalgiile, și nu numai prin faptul că poartă o încălțăminte cu exigențe estetice importante, ci și prin faptul că femeia conformațional prezintă aceste modificări la nivelul antepiciorului, sunt anumite schimbări de tip hormonal care predispun la deformarea piciorului, la modificarea poziției unor oase, oase care devin proeminentă, intră în conflict cu pantoful. Și atunci, firește, așa cum spuneam, prima măsură este schimbarea pantofului. În etapa următoare putem să discutăm, la eșecul acestui tratament, adoptarea unui tratament chiar chirurgical, în măsură să reașeze oasele piciorului acolo unde sunt ele în mod normal, rearmonizând astfel presiunea și, după, o să vedeți, deformații extrem de mari pe care le-am gestionat chirurgical, piciorul pacientei operate arată absolutamente impecabil, fără niciun pic de bătătură, semn al rearmonizării presiunilor și semn că lucrurile s-au așezat la locul lor. Dar intervenția chirurgicală trebuie adoptată numai după eșecul tratamentului conservator, adică al modificării încălțămintei, statusului ocupațional și tot ceea ce ține de suprautilizarea piciorului. Cât de dificil sau de ușor se adaptează femeile la recomandările dumneavoastră? Vă ascultă? Vă urmează sfaturile? Sau... Nu vă ascund că este extrem de dificil și din fericire am învățat să comunic, am învățat să am un dialog cu pacienta, să-i explic, să-i prezint toate argumentele necesare. Unele pleacă decepționate, unele mă vizitează a doua și a treia oară. Foarte, foarte puține înțeleg încă de la prima consultație, de la prima ședință, despre ce este vorba și care sunt exigențele. E o mare problemă, dar care se poate rezolva printr-o comunicare atentă, răbdătoare și cu multă persoasiune. Dumneavoastră ați urmat și o specializare în Franța, am înțeles, în chirurgia piciorului. Ce impact a avut această specializare asupra dumneavoastră? Cu ce planuri v-ați întors de acolo? Pot să vă spun că mi-a schimbat întreaga viață, fără lipsă de modestie și fără niciun fel de partipri. Am șters cu buretele toată medicina învățată în România și am luat-o de la zero. În 3 ani de zile pot să vă spun că am învățat un alt fel de medicină, la un alt nivel. De asemenea, este vorba și despre relația cu pacientul. Din fericire, am trăit într-o zonă la granița franco-germană, cu impactul culturii și al mentalității germane, apropo de seriozitatea relației cu pacientul, de seriozitatea relațiilor interumane, de seriozitatea programului în sine de zi cu zi. Prin urmare, pot să spun că mi-a modificat fundamental viața. Din fericire, eu am plecat în acea regiune pentru că Franța se află în topul mondial acestei chirurgii, spre deosebire, din păcate, de țările anglosaxone, care au o restanță de câteva zeci de ani de zile din acest punct de vedere. Și am plecat în Franța pentru a învăța această meserie, pentru a învăța chirurgia piciorului. Și pot să vă spun că la ora actuală o practic fără lipsă de modestie, cu aceleași mijloace și la același nivel în care se practică ea în cele mai importante centre din lume. Cunoștințele dobândite în Franța intră în contradicție cu cele cunoscute de medici de la noi din țară? Aveți... Da, nu vă ascund că ceea ce încerc eu să promovez, ceea ce încerc să susțin, ceea ce încerc să
să învăț să ascult, este în profundă contradicție. De ce? Pentru că lucrurile se schimbă cu o viteză uluitoare. Nu vă ascund că mă deplasez de 5, 6, 7 ori pe an în Franța. Cu fiecare deplasare, bagajul de cunoștințe devine uneori profund diferit. Îmi schimb toată concepția despre ceea ce înseamnă bolile antepiciorului în urma unui singur drum în Franța, în urma unui singur discuții cu colegii de acolo, și are permanent loc o armonizare între noi, cei care facem, ne ocupăm de această patologie a antepiciorului. Poate că e un pic mai dificil pentru pacienți să aleagă până la urmă o variantă, auzind de la un medic o anumită recomandare, din partea unui alt medic o altă recomandare, uneori contradictorii. Într-adevăr, este foarte dificil, mai ales când, când lupți singur împotriva tuturor celorlalți. E o luptă pe care o porți de câțiva ani de zile, dar care începe să-și arate puțin câte puțin roadele, chiar dintre colegii care nu credeau deloc în aceste principii pe care încerc să le impun. Am avut surpriza plăcută de a-mi trimite pacienți, ceea ce înseamnă deja un soi de acceptare a noilor principii pe care eu încerc să le impun.